În perioada 11-15 aprilie, comisarii Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Mureș au desfășurat acțiunea tematică de control privind respectarea prevederilor legale din domeniul protecției consumatorilor în grădinițele cu program prelungit, particulare și de stat. În acest sens au fost verificate 12 unități de pe raza județului nostru. Vești bune pentru părinți, referitor la hrana copiilor și calitatea alimentelor, atât materii prime, semifabricate, produse finite, nu au fost constatate abateri. Condițiile de păstrare zilnică a probelor, de transport, manipulare și depozitare a alimentelor, precum și rețetele de preparare, sunt respectate în toate unitățile. Toate aceste elemente sunt respectate la toate grădinițele la care am fost și cu ocazia acestei tematici și cu ocazia tematicii care a avut loc în luna septembrie anului trecut, motiv pentru care nu putem decât să fim foarte mulțumiți noi în calitate de consumatori, iar dumneavoastră, părinții micuților, să știți să fiți mulțumiți și liniștiți că aceștia acemii sunt pe mâini bune. În cadrul acțiunilor de control s-au urmărit în principal asigurarea calității serviciilor prestate în spațiile în care se desfășoară activitatea de educare, instruire și joacă ale copiilor, asigurarea calității serviciilor de cazare și a calității serviciilor prestate pentru asigurarea hranei copiilor. În urma controalelor s-au aplicat două avertismente pentru deficiențele constatate. La o grădiniță din Iernut, contractele încheiate cu părinții cuprind clauze incomplete, lipsă termen de modificare clauze contractuale prin act adițional. Iar la o grădiniță din Reghin, contractele încheiate cu părinții nu cuprind tarifele, nu se menționează termenul predării actului adițional la contract, limitarea responsabilităților între părți, modalitatea de reziliere a contractului. La aceeași unitate s-a constatat nereguli privind calitatea serviciilor de cazare. La o grădiniță din Reghin, aceasta nu este dotată cu grupurile sanitare, sunt dotate cu scaune WC, motiv pentru care s-a aplicat măsura sancțiunii cu avertisment și s-a stabilit un termen rezonabil de remediere a acestei deficiențe. La o grădiniță din Iernut nu există puncte de prim ajutor, spații de joacă interioare, iar copiii sunt duși în parcul orașului Iernut. Motiv pentru care de asemenea s-a aplicat ca măsură remediere acestor deficiențe. Grădinițele la care s-au înregistrat deficiențe vor fi remediate odată cu intrarea în renovare, ce se va întâmpla pe perioada vacanței de vară. Aceste probleme se vor remedia în vara acestui an, pentru că, din păcate, noi nu putem suspenda activitatea acestor grădinițe, însă avem certitudinea faptului că aceste probleme vor fi remediate odată cu renovarea, cu intrarea în renovare a grădinițelor despre care vă spuneam, cea din Reghin și grădinița din Iernut. În urma acestor controle, comisarul șef adjunct Marcela Achim și-a arătat mulțumirea în special față de serviciile privind asigurarea hranei micuților.